Corneliu, astăzi avem de dezbătut împreună o dilemă majoră în viața de cuplu. Cum e mai bine? Banii la comun sau separat? Depinde, ce știm amândoi asta. Este adevărat că există avantaje și dezavantaje pentru ambele situații, atât pe partea rațională cât și pe partea emoțională. În primul caz, cu banii la comun, avantajul este că poți monitoriza mai ușor cheltuielile. Există o transparență care poate duce la stabilirea mai clară a obiectivelor comune de genul casă, vacanță, copii. Dezavantajul însă este sentimentul că nu mai ai independență financiară și de aici pot apărea emoții negative, cum bine știi și tu. Și ce putem să facem ca să fie mai ușor, concret? 1. Stabilim cât alocăm pentru cheltuieli, pentru economii și obiective comune. Și 2. Stabilim niște limite referitoare la cheltuielile maxime pe care le poate face fiecare dintre noi, în cazul banilor ținuți separat. Avantajul este că ne păstrăm autonomia, deci avem mai puține discuții referitoare la cheltuielile individuale. În schimb, dezavantajul este că toată povestea asta cu plata facturilor, cu împărțirea cumpărăturilor, devine mult mai nevoioasă și consumă timp. Și aici putem stabili niște limite. 1. Cât contribuie fiecare pentru cheltuielile comune? Și 2. Folosiți o metodă de monitorizare. Fie o aplicație de monitorizare a cheltuielilor, fie un Excel, fie o foaie sau orice altceva funcționează pentru voi. Mai există și metoda hibrid, care presupune că avem un cont comun unde contribuim fiecare, dar ne păstrăm și conturi individuale. Indiferent cum aleg cei doi parteneri să gestioneze veniturile la comun sau separat, este important să știe că ei dau valoare banilor și nu invers. Ok, să zicem că apar discuții. Cum se întâmplă în fiecare familie? Poate că cineva a cheltuit mai mult din bugetul comun sau nu a pus deoparte, așa cum a promis pentru economiile comune. În acest caz, e bine să nu uităm că suntem o echipă. Și când apar cheltuieli smintite, să fim deschiși la argumente. Poate că nu e nevoie cu N mare de un anumit lucru, dar s-ar putea dovedi pe parcurs că acel lucru schimbă mult în viitorul cuiva. Cum depășim totuși acele momente de tensiune? Eu cred că cu foarte mult umor. În familia mea, de exemplu, au fost momente când banii au fost mai puțini, dar râsetele, un pic de neseriozitate chiar, au făcut minuni pe partea emoțională, dar au dus la acea detensionare de care avem nevoie pentru a găsi soluții concrete. Am învățat să trăim ca piesele de puzzle, să ne îmbinăm unul într-altul pentru a ne fi bine tuturor. Cred că ieșim din această întâlnire cu o lecție prețioasă și anume aceea că nu există reguli universale, soluții universale. Testați, stabiliți reguli clare, lucrați în echipă și cu mintea deschisă și cu un pic de umor, să nu uităm. Să nu uităm.